Carol I al României, regele Carol I, una dintre personalitățile despre care în perioada comunistă nu se putea scrie, în niciun caz nu se putea face o cercetare în adevăratul sens al cuvântului. Subiectul a trezit încă de pe atunci interesul istoricului Sorin Liviu Damean, a cărui operă de cercetare s-a conturat în ultimii ani, după consultarea unor voluminoase fonduri documentare. Personajul Carol I avea să fie, fără doar și poate, unul fără cusur, un monarh devotat în adevăratul sens al cuvântului. Îmi face plăcere să vorbesc despre acest personaj, pentru că am ajuns să-l cunosc atât de bine, poate chiar mai bine decât mă cunosc pe mine însumi. Este rodul, într-adevăr, a 25 de ani de muncă. Eram și un student, așa ca și majoritatea dintre voi, în primii ani de studenție, când pasionat de monarhie, spunea aici domnul profesor Stanciu că aveam o imagine cu totul deformată în ceea ce privește monarhia românească, de la Carol la regele Mihai. Am fost curios după 1990 să aflu care este adevărul în ceea ce privește monarhia românească și am avut mari surprize în momentul în care am avut acces la lucrări care au apărut înainte de 1947 sau și mai mari surprize în momentul în care am avut accesul direct la documente, la mărturiile documentare, cele mai multe dintre ele inedite, să știți, și în ziua de astăzi. Fondul Casa Regală de la Arhivele Naționale Istorice Centrale este un adevărat tezaur. Documentele sunt atât de numeroase și de diverse, încât nu ți ajunge o viață de om să le studiezi. Nici măcar pe cele ale lui Carol I, ce să mai vorbim și de ceilalți monarhi, Ferdinand, Carol al II-lea și regele Mihai. Deci avem la dispoziție un veritabil tezaur documentar, dar care, din nefericire, nu a fost exploatat. Nu a fost exploatat, astfel că, până anii mai apropiați, nu am avut o carte despre Carol I care să-l privească așa cum a fost el realmente. Am publicat în primă instanță, în anul 2000, am menționat aici colegul Iulian Oncescu, o carte care a reprezentat, de fapt, esența, substanța tezei mele de doctorat, care a fost consacrată instituției monarhiei constituționale în perioada 1866-1881. A apărut această lucrare în anul 2000 și atunci, la vremea respectivă, spuneam că e primul volum și voi mai scrie alte două despre domnia lui Carol I. Fără să știu însă ce mă așteaptă. Și iată că au trecut 16 ani de la acel volum și abia acum am reușit să sintetizez și subliniez acest lucru, să sintetizez informațiile despre Carol I. La scurt timp după apariția acestui volum, cartea a fost prezentată și la Târgoviște, grație unui eveniment găzduit de Centrul de Conferințe al Universității Valahia. De fiecare dată, volumul s-a bucurat de aprecieri. Carte care este o oglindă și foarte bună și imaginea de pe copertă, este o oglindă, într-adevăr, a vieții și activității desfășurate de Carol I. S-au spus aici mai multe lucruri vis-a-vis de omul Carol I și, într-adevăr, Carol I a beneficiat de o educație foarte strictă în care au fost valori pe care tatăl său, Carol Anton, s-a străduit în mod firesc să le transmită fiului ca o moștenire de familie, o familie care avea o vechime foarte, foarte mare, din secolul al XI-lea, regăsim primele rădăcini consemnate de documente ale acestei familii și evident că atunci când ai un asemenea pedigree, încerci să-l menții. Cartea prezintă de asemenea elemente de noutate, în paginile sale fiind publicate și documente necercetate anterior. Un alt aspect foarte important este încercarea lui Carol de a întări, dacă vreți, prestigiul, importanța statului român în scena europeană.
atât prin legăturile sale cu monarhiile europene și era înrudit cu marea majoritate a lor, el sau soția sa Elisabeta. Să nu uităm că până și Filip de Flandra, care la un moment dat a fost primul candidat la tronul României, era înrudit cu el, sora sa era căsătorită cu Filip de Flandra, însă nu mai vorbim de familiile Romanov, de familia britanică, de cea prusacă, evident, ulterior a împăraților germani, care era în deal, dar totodată și pe calea sprijinirii Ministerului Afacerilor Străine și a diplomației române, pentru că ea să joace un rol tot mai influent pe plan european. Și, într-adevăr, anul 1881, când devenim regat, sau și mai înainte, când se recunoaște independența de stat, arată cât de important a fost implicarea monarhului în reușitele pe care România le-a, sau în 1913, tratatul de la București, în reușitele pe care România le-a obținut pe plan intern și extern. Cine a fost cu adevărat Carol I, monarhul, dar și omul din spatele omului de stat? Sunt întrebări care își află unul dintre cele mai cuprinzătoare răspunsuri în paginile acestui volum, care se adresează în egală măsură publicului de specialitate, dar și celui mai puțin cunoscător al fenomenului istoric.